Bună ziua și bine v-am regăsit pentru etalare la cum va fi ziua de 9 iunie. Voi avea 3 variante, chiar dacă dumneavoastră în acest moment nu le vedeți pe cameră. Eu voi amesteca la cameră exact pachetele de cărți, așa, pentru că nu mai îngăseam cuvintele. Și vom începe etalarea cu varianta numărul 1. Voi încerca să fiu pe cât de specifică se poate, numai vă rog să țineți cont de faptul că aceasta, în primul rând, este o etalare generală, care nu este, din start, nu este făcută să se potrivească unei singure persoane, mie în sută, la modul... Se va potrivi cu majoritatea dintre voi care alegeți această variantă, însă țineți cont că mai sunt și alte persoane și eu cumva trebuie să reușesc să obțin informații utile pentru cât mai multe dintre persoanele care aleg această variantă în regulă. Bun, o să încerc să focalizez și începem să vedem la ce să ne așteptăm pentru prima variantă. Așa, ne prind destul de repede cărți, ceea ce este bine. Așa. Ok, aici văd că nu mai avem o coloană întreagă de cărți arcane majore, dar prima coloană, da, este într-adevăr de arcane majore. Să vedem exact ce ne spune oracolul țigănesc. Bun. În cazul dumneavoastră aș putea să spun, în primul rând, aveți grijă pe cine lăsați în jurul dumneavoastră, pentru că aveți anumite persoane care sunt puse, hotărâte să vă facă rău, să obțină anumite lucruri de la dumneavoastră. Poate să fie partenerul de viață, poate să fie sume de bani, poate să fie, nu știu, lucruri pe care aceste persoane oricum nu le au și sunt destul de false, încearcă să se dea prieteni buni pe lângă dumneavoastră, însă nu vă sunt prieteni cu adevărat și bine ar fi să vă păziți. Poate exista posibilitatea ca una dintre aceste persoane să fie o persoană care apelează în mod regulat la tot felul de ritualuri, dar pentru a face rău. Eu v-aș recomanda să faceți totuși ritualurile de protecție pe care le-am postat, atât eu cât și Salem Taroko, și să stați liniștiți, aveți încredere că forța dumneavoastră personală este suficientă cât să nu permită acestei persoane să vă facă rău. Deci încercați să nu intrați în panică, dar e bine să acționați pentru a vă proteja și să vă faceți, nu știu, odată la câteva zile, măcar să vă rugați pentru protecție, să faceți niște meditații care v-ar putea ajuta pe această parte, dar oricum să nu lăsați lucrurile la întâmplare. Vor fi într-adevăr niște schimbări în viața dumneavoastră care vor fi destul de mari, dar aceste schimbări nu au legătură cu persoana care vrea să vă facă lucruri. Aceste lucruri pur și simplu sunt karmice, cum avem cele 3 arcane majore, sunt niște lucruri ce trebuiau să vă se întâmple pentru ca dumneavoastră să reușiți să vă schimbați anumite lucruri în viața dumneavoastră. Veți fi forțați să priviți, să aveți perspective noi și să vedeți cu totul altfel lucrurile decât ați făcut-o până acum, dar ce pot să vă zic eu este că totul este spre bine, ca și atenționare specifică pentru această zi. Aș putea să vă zic faptul că trebuie să aveți mare, mare grijă la persoanele din jurul dumneavoastră, pentru că nu sunt atât de sincere și atât de binevoitoare pe cât vor să pară. Altceva sincer în acest moment, sincer, nu văd. Așa. Bun. Pentru varianta 2.
Bun, în cazul dumneavoastră, numai un moment, așa. Da. Bun, în cazul dumneavoastră poate fi vorba de aveți anumite, cum ar veni, pattern-uri mentale, un fel de a gândi ce nu vă aparține și ce vă blochează, vă blochează pur și simplu, poate să fie transmis în subconștientul dumneavoastră prin intermediul anturajului sau din familie de când ați fost mic. Această gândire limitatoare are legătură cu banii și cu legalitatea în ceea ce privește cumva că oamenii care dețin foarte mulți bani sunt răi, că este mai bine să fii sărac și lucruri de acest gen. Cumva o mentalitate de genul toți oamenii care au bani sunt răi și oarecum asta vă blochează vouă abundența personală. Este momentul să renunțați la acest tip de gândire pentru a reuși să adunați în viața dumneavoastră abundență, pentru că practic noi suntem învățați încă de la început, încă de copii, faptul că Dumnezeu este bun, Dumnezeu ne oferă și dragoste și abundență și tot ce ne dorim noi, pentru că, de exemplu, și Adam și Eva, în momentul în care au fost în grădina Raiului, ei au avut abundență, chiar dacă nu era o situație în care să fi fost vorba de bani, ei aveau întotdeauna tot ce și-ar fi putut dori. Deci, practic, noi când, în momentul în care ne naștem și noi suntem într-un fel ca și Adam și Eva în grădina Raiului, la modul că venim cu abilitatea de a manifesta ceea ce ne dorim și de a atrage asupra noastră ceea ce ne dorim, însă pe măsură ce noi dăm, pe măsură ce noi creștem și primim o educație, deși părinții noștri au cele mai bune intenții pentru noi, este posibil ca și ei la rândul lor să se confrunte cu niște idei limitatoare pe care ni le transpun și nouă în timpul creșterii noastre. În momentul în care noi creștem cu acele credințe, cumva noi ne alungăm singuri abilitatea de a atrage lucruri bune în viața noastră și în loc să atragem lucruri bune, atragem lucruri rele. Tocmai de aceea este important pentru noi să reușim să lucrăm cu noi. Putem să lucrăm cu noi prin afirmații, meditații, terapie, poate să fie absolut orice. Dar ideea este să nu stagnăm și să nu stăm locului, să nu ne mulțumim cu ceea ce avem deja, să lucrăm pentru a realiza ceva mult mai bun, mult mai benefic. În momentul în care dumneavoastră reușiți să luptați cu aceste tendințe limitatoare, veți reuși să atrageți în viața dumneavoastră foarte multă abundență. Însă aveți grijă la prieteni, pentru că prietenii s-ar putea să fie încă în aceste tendințe limitatoare și fie să vă acuze de lucruri, fie să încerce să ia lucruri pe nedrept de la dumneavoastră. Tocmai de aceea este bine să fiți precauți. Bun. Și pentru varianta a treia, bun. În legătură cu această situație pot să vă zic în felul următor, că există o persoană care nu a fost prea conștiincioasă, nu mai un moment să găsesc cuvântul,
consistentă, nu a fost prea stabilă, așa, în viața dumneavoastră. Această persoană poate să aibă aspecte foarte importante în Capricorn și Fecioară. Această persoană întotdeauna tinde să-și mențină opțiunile deschise. Este o persoană care vrea să se dea drept fiind o persoană foarte rațională, însă acționează foarte mult din vicii, temeri și traume. Această persoană, pot să zic că este genul de persoană care îi place să se îmbrace foarte bine, poate să aibă un ceas, de exemplu, de aur, care îl poartă tot timpul la mână, îi place să strălucească, îi place să fie în centrul atenției, îi place să fie văzut de toată lumea, admirat, curtat, chiar dacă este bărbat, îi place să fie curtat el de alte femei, așa. Poate să nu ia inițiativa pentru că așteaptă această persoană să fie contactată și curtată. Este o persoană care are bani, nu pot să zic că n-are bani, poate să aibă o casă destul de bine aranjată sau idealul său este de a cumpăra o casă foarte repede sau a obținut o casă foarte repede și se mândrește cu asta. Pentru această persoană, iubirea cel puțin până acum nu a fost un lucru atât de important și nici nu a ajuns încă să cunoască cu adevărat ce înseamnă dragostea. Începe să o simtă față de dumneavoastră, însă îi va mai lua un pic până va reuși să ajungă pe linia de plutire. Tot ce pot să vă zic în acest moment este că se gândește să vă facă o surpriză, se gândește foarte mult la dumneavoastră și este posibil ca această persoană să vă invite cât de curând acasă, pur și simplu. Va fi nevoie să discutați cu această persoană anumite lucruri, să vă impuneți anumite limite dumneavoastră. Va fi foarte mare nevoie să zguduiți această persoană la modul să nu-i... Cumva această persoană este obișnuită să aibă opțiuni și e obișnuită să nu facă nimic, ci să primească totul de la opțiunile sale. De aceea, bine ar fi la modul ca dumneavoastră să fiți exact invers, la modul să faceți această persoană să alerge după voi, să așteptați întotdeauna să fiți contactați de această persoană, pentru că această persoană să înceapă să vă să țină cont mai mult de valoarea dumneavoastră înainte să facă boacăne și să vă piardă. Cam atât am avut de spus și pentru dumneavoastră. Sper că v-a fost utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând.